Bună seara, Mădălin. Ai avut ocazia campionatului, dacă putem spune. Ce s-a întâmplat acolo, poți să ne spui? Da, bună seara, în primul rând. Am vrut să atac mingea, am vrut să pun latul în primul rând, să nu dau peste poartă și am dat în bară. Chiar îmi pare rău, pentru că trebuia să câștigăm astăzi. Am avut mai multe ocazii, nu numai eu. A mea a fost cea mai mare, să zic. Și chiar îmi pare rău, în primul rând pentru băie și trebuia să luăm cele 3 puncte după jocul pe care l-am prestat, mai ales în a doua repriză. Deci, practic, ați pierdut 2 puncte astăzi pentru că i-ați dominat pe cei de la Viitor, având un om în plus? Da, da, da. În primul rând, cel puțin prima repriză până să ia roșu cei de la Viitorul, ne-au dominat, dar pe urmă am preluat frâiele jocului și chiar ne-am făcut jocul pe care l-am pregătit toată săptămâna. Cum e în acest moment pentru voi? Stați destul de bine în clasament, sunteți aproape și de play-off, puteți să visați la play-off sau e prea îndrăznesc visul acesta? Cu siguranță, dar în primul rând trebuia să luăm cele 3 puncte astăzi. Astea erau cele mai importante pentru noi. Și pe urmă urmau iar 2 meciuri pe care trebuia să le tratăm cu cea mai mare seriozitate. Mulțumesc tare mult! Și eu! Sorin! Dar nu prea auzi.